Zi de astăzi, 25 mai, Pasarele Internațional de Carte, Bookfest, ediția 16, aici la standul de Tunicald, a intitulat acest eveniment de la dating la o relație de cuplu armonioasă, pentru că vorbim despre un autor celebru și o carte pe măsură, la fel de celebră, lansarea titlului Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l, semnat de celebrul, așa cum am spus, Matthew Hussey, expert în dating și relații, un ghid esențial pentru fiecare femeie și fiecare bărbat în căutarea iubirii adevărate. Vom vorbi despre dinamica relațiilor, construirea încrederii în sine, vom vorbi despre autenticitate, vom vorbi despre compasiune, despre secretele seducției și cum să ne îmbunătățim până la urmă abilitățile de comunicare în relații, alături de invitații noștri, Alexandra Năstase Popa, psiholog, psihoterapeut, Cătălina Manole, consilier relații de cuplu și, în ultimul rând, Liviu Elefterie, psihoterapeut, cofondator și psiholog la Psycho Evolution. Matthew Hussey, câteva cuvinte despre el, speaker internațional și coach relațional de dinamică interpersonală, starul emisiunii Ready for Love al postului TV american NBC și expert în relații cu apariții regulate în emisiunea Plain Jane de la MTV. Matthew Hussey este coach de relații, fondator al brandului Get the Guy, ce conectează milioane de femei prin seminarii live și programe digitale, autor de bestselleruri la New York Times, columnist al celebrei reviste Glossy Cosmopolitan, consilier în dragoste la The Today Show. Un canal de YouTube cu peste 2,5 milioane de abonați, Matthew Hussey este unul dintre cei mai de succes specialiști în dragoste. Și acesta și-a făcut, să spunem, un soi de misiune din a ajuta femeile și bărbații să își găsească jumătatea și să fie fericiți. Această carte se adresează în egală măsură femeilor care își doresc să își găsească partener cu care să împărtășească aceleași valori și relații autentice de iubire, dar și celor care și-au găsit, să spunem, partenerul potrivit sau, mă rog, marea iubire, însă din vari motive lucrurile nu mai sunt chiar ca la începutul relațiilor și știm lucrul acesta foarte bine. Așadar, Matthew Hussey nu vine cu nu are o baghetă magică și nu vine cu rețete magice, dar ne dezvăluie modul în care funcționează psihicul masculin, astfel încât să înțelegem să ne comportăm natural în prezența unui bărbat. De asemenea, invită femeile să descopere partea aceasta de autenticitate, care va ajuta până la urmă să își păstreze aura atrăgătoare și misterioasă pentru respectivul partener. Alexandra, pentru că Matthew Hussey în carte vine cu, hai să spunem, încearcă și reușește să demonteze anumite mituri, anumite prejudecăți care există în societate legate de ce cred femeile despre bărbați. Prima întrebare cu care începem acest eveniment, cum demontăm aceste mituri false? Mituri precum nu există bărbați de calitate care vor relații serioase, toți bărbații buni sunt luați, bărbații vor doar sex și aventuri superficiale, nu vor implicare și angajament într-o relație sau lasă această senzație după care dispar, fug. Bărbaților nu le plac femeile, să spunem, care au inițiativă, poate când spune puțin. Și să încercăm să răspundem la aceste întrebări. Ok, mulțumesc frumos! Matthew Hussey, din punctul meu de vedere, este extraordinar de, este extraordinar de frumos în explicare, atunci când demontează toate aceste mituri.
Îmi place foarte mult partea asta din carte. De ce? Pentru că, dincolo de a ne cufunda în toate aceste cutume, el povestește despre dezvoltare personală, vorbește despre încredere în sine, definește stima de sine și, practic, ăsta este modul prin care el vine să demonteze toate aceste mituri. Apropo de autenticitate și apropo de faptul că el spune... el spune că este extrem de important să ne întâlnim în forma noastră cea mai autentică atunci când mergem la o întâlnire sau atunci când începem o relație, deși mitul spune că trebuie să te duci în forma ta ideală la o relație. De altfel, și datingul acesta online fix asta promovează, creează-ți un profil care să fie perfect, care să nu aibă niciun defect, și asta încearcă să facă Matthew Hussey în carte și demontează. La fel, el spune că mitul acesta legat de bărbatul trebuie să sune, bărbatul trebuie să se implice, este ceva ce se poate demonta destul de ușor, pentru că, în realitate, ceea ce se denumește a fi sex appeal, ceea ce se denumește a fi atractivitate, este, de fapt, ceea ce definește el în carte ca fiind confidence, adică zona de încredere, pe care el o promovează foarte mult în zona feminină. Și în carte, printr-un limbaj foarte relaxat, el adaugă pas cu pas cât mai multe detalii, astfel încât femeile să aibă încredere în ele atunci când se exprimă și atunci când intră într-o relație. Mulțumim, Cătălina. Eu sunt curioasă ce întrebări ai. Cum trezește, să spunem, o femeie interesul unui bărbat de a fi sunată a doua zi după întâlnire? O altă temă, să-i spunem, sau un alt subiect, zic eu, provocator, pe care Matthew Hussey îl explică chiar în primele subcapitole ale cărții. Pentru că noi am mai discutat și împreună cu Alexandra, și noi doi în emisiuni și în podcastul tău, este într-adevăr o provocare și ele, femeile ridică această problemă, să-i spunem, o numim problemă, generic, faptul că după o întâlnire, în aparență cel puțin, foarte ok, să spunem, o seară romantică, încercăm un scenariu, un mic scenariu să ne imaginăm, a doua zi se așteaptă, bineînțeles, există în urma serii precedente niște expectații, niște așteptări și el nu mai sună. Și femeia, bineînțeles, se întreabă, bun, ce am făcut greșit? Sau unde am greșit ca eu să nu mai perpetuez aceeași greșeală în viitoarele date-uri? Eu aș începe în felul următor. Sunt curioasă, așteptările acelea pe care de care vorbești tu, sunt reale sau și le-a creat ea? În sensul că... păi, asta e. Pentru că noi, dacă mergem la o întâlnire cu ochii deschiși, putem să ne dăm destul de ușor seama dacă persoana respectivă e interesată de noi sau nu. Noi, de cele mai multe ori, căutăm să proiectăm. Mi-ar plăcea să se îndrăgostească de mine, mi-ar plăcea să mă sune, mi-ar plăcea să mă caute și a doua zi. Dar, dacă nu te caută, înseamnă că nu e pentru tine. Adică, nu m-aș duce în ideea că să stau să-mi bat capul, dar de ce nu m-a căutat, dar cum să fac să mă caute același bărbat, că eu m-am îndrăgostit de el și mie îmi place și mi se părea că ne potrivim. Nu, dacă nu te caută, fix nu e pentru tine, nu sta să-ți bați capul. Cu cât te oprești la fiecare bărbat și începi să-ți pui miliarde de întrebări, cu atât ai șansa să ajungi mult mai greu la cel care chiar e pentru tine. Da, poți să-ți faci o introspecție și să te gândești, nu știu, nu m-am dus îmbrăcată corespunzător, am vorbit prea mult, am plictisit. Sau știu eu, tot felul de lucruri de genul acesta. Dar dacă tu te-ai dus și ai fost autentică și bărbatul respectiv părea că e interesat, după care nu te-a mai căutat, înseamnă că pur și simplu și-a dat seama că ori ai încercat să zici prea repede că îți dorești să fii într-o relație, ori ai dus tu cu așteptările tale că vrei familie, că vrei copii, că vrei o relație de lungă durată, că vrei să călătorești cu el în jurul lumii și probabil s-a speriat, da? Dar dacă tu te-ai dus acolo deschisă, încercând să-i spui cum ești tu, să te cunoască, să creați o punte de legătură între voi doi și el a dispărut, nu-ți face griji, există și alții. Liviu, cum și când deschide o femeie subiectul angajamentului relațional cu un bărbat? Cum este întrebarea foarte importantă?
Nu cred că o idee de a fi agresiv ar putea să ajute în vreun fel cuplu. În general, în trecut, în momentul în care intrai într-un cuplu, era de sine înțeles faptul că intrăm într-o relație de lungă durată. Nici nu se punea problema. Exact, exact. Nu se punea problema în felul acesta. Tocmai de aceea, în zilele noastre, ne întâmpinăm această problemă, pentru că nici nu știm cum să o rezolvăm. Și aici vine Matthew foarte frumos să explice când și cum trebuie introdusă ideea asta. Dacă în marea majoritate a cazurilor cu care m-am întâlnit eu în cabinet, apariția discuției era una deja agresivă. De ce? Pentru că era foarte întârziată, foarte întârziată. Nu așteptam, nu mai aveam răbdare să întrebe el, că e, până la urmă e treaba lui să spună lucrul ăsta. Și deja când eu nu mai aveam răbdare, veneam cu agresivitate. Iar lucrul ăsta, din păcate, pe bărbații îi sperie destul de mult, pentru că se simt constrânși, se simt puși la zid, presați, și nu știu cine își dorește să fie într-o relație de genul ăsta. Te rog! Mi-a plăcut mult cum ai pus punctul pe ei, se simt presați. Dar, din nou, un bărbat se simte presat dacă nu e convins că femeia respectivă e femeia cu care vrea să continue drumul acesta. Pentru că dacă el e îndrăgostit de tine și el știe că orice s-ar întâmpla, el vrea să fie cu tine, poate să se întâmple absolut orice, că nu-l dă în spate. Adică... Exact, exact. Dar însă existența întrebării și trebuie să punem discuția asta pe masă, înseamnă că există o fricțiune, există o problemă în care eu nu simt că tu îți dorești același lucru și tocmai de aceea trebuie să-l pun pe masă. Dar blândețea cu care trebuie să venim să deschidem această discuție este extrem de importantă. Eu sunt cu completările. Din punctul meu de vedere, cred că conversațiile acestea ar trebui purtate natural undeva pe la al doilea, al treilea date. Adică ideea despre ce îți dorești tu pe termen lung, nu neapărat cu bărbatul respectiv, dar ce așteptări ai tu de la viață, de la relații în general. Pentru că dacă tu îi spui că eu vreau să, nu știu, să am tot felul de hobby-uri de genul acesta cu unul cu altul, dar s-ar putea să-și facă o imagine despre tine și despre ce își dorește de la tine. Pe când dacă tu îi spui că ești în momentul vieții în care îți dorești o relație, îți dorești ceva de lungă durată, o familie și așa mai departe, el o să tragă repede concluzia dacă poate să-ți ofere lucrurile astea sau nu. Deci, dacă și le dorește sau dacă și le dorește și el, corect. Da. Exact, da. Să-și dorească ambii parteneri. Alexandra. Nu există prietenie între bărbați și femei. Un alt mit. Unul enorm de mare. Așa. Dar Matthew Hussey vorbește despre capcana prieteniei, într-un capitol din carte, cum să eviți să nu cazi în capcana prieteniei. Îți place un bărbat, să spunem din toate punctele de vedere, după câteva întâlniri, date-uri, și... el îți dă cumva de înțeles, sau poate chiar se exprimă foarte concis, clar și evident, că și-ar dori să aveți o relație de prietenie. Îmi place foarte mult de tine, dar foarte mult, dar aș vrea să rămânem prieteni. Minunat, și așa vă simți. Da, și te simți cumva, stai puțin, că eu de fapt îmi doresc altceva. Corect. Uite, dacă ar fi să continui, aș completa ce spunea Cătălina adineori. Din punct de vedere psihologic, real vorbind, putem să ne cunoaștem, să ne conectăm cel puțin pe un minim emoțional, abia după al treilea date. Cred că ar fi indicat să lăsăm acest spațiu, să avem răbdare, să ne întâlnim o dată, de două ori, de trei ori, iar zona asta de friend zone, cum o numește și Matthew Hussey, poate fi contracarată tot printr-un răspuns cât se poate de direct și asertiv. Adică dacă eu, de la început, îmi setez așteptările, îmi exprim valorile, spunea foarte frumos Cătălina, atunci cred că zona de friend zone
cam iese din calcul. Dacă două persoane nu se aliniază din punct de vedere valoric, dacă nici după a treia întâlnire nu există poate tensiune sexuală sau o conexiune intimă, atunci cel mai probabil sunt alte două căi diferite pe care trebuie să meargă. Aș continua tot pentru tine cu următoarea întrebare. S-ar putea să fie acolo o dihotomie, în sensul în care bărbatul respectiv este atras dintr-un anumit punct de vedere de femeia respectivă, nu știu, poate intelectual sau spiritual, dar nu știu din punct de vedere erotic sau sexual, sau invers, să fie atras din punct de vedere erotic, sexual și doar atât, pentru că nu îl inspiră femeia respectivă legat de aceleași valori. Și întrebarea ar fi, cum afli tu ca femeie dacă are aceleași valori cu tine? Și cum definește mai ales Matthew Hussey în al doilea capitol al cărții femeia de mare valoare? Așa o numește el. El numește femeia de pură valoare și de bună valoare acea femeie care are un nivel de încredere în sine ridicat și un nivel de stimă de sine ridicat. El spune că femeile și bărbații ajung să fie compatibili atunci când aceste valori, aceste dorințe, aceste nevoi sunt de la început pe masă. Adică el promovează foarte puternic limbajul asertiv și trasarea limitelor sănătoase. Dincolo de asta, el povestește despre diferența majoră dintre stima de sine și încrederea în sine. Vorbește despre faptul că încrederea în sine este legată de abilitățile noastre, capabilitățile noastre, lucrurile care sunt în afara noastră, pe când stima de sine are 100% legătură cu respectul pe care îl avem față de sine și cu modul în care noi ne valorizăm. Asta presupune că odată ce noi suntem față în față cu un bărbat și nu avem suficient de multă informație legată de nivelul de atracție, că este unul intelectual, că este unul erotic, cum spuneai tu, poate numai fizic, asta este momentul în care limbajul asertiv, cel care este direct, care este pe masă, acea femeie de încredere, intervin astfel încât să se construiască o aliniere a valorilor. Cătălina, pentru că tu ai citit cartea și, uite, îți mărturisesc sincer, în următoarea întrebare cumva parafrazează un clip pe care l-am găsit pe canalul tău de YouTube, același subiect pe care l-am găsit și în cartea lui Matthew Hussey, ce, ca femeie, ce să nu faci la prima întâlnire? Sunt multe lucruri pe care nu le-aș recomanda la o primă întâlnire, dar cred că cel mai important este să îți dai seama de ce ai ieșit cu bărbatul respectiv la prima întâlnire. Îți dorești mai mult de la el, adică îl vezi ca potențial partener pe termen lung sau îl vezi ca, nu știu, ceva fugitiv, pasager în viața ta. Pentru că dacă îl dorești pe termen lung, în primul rând aș recomanda să nu ajungi să faci... Să ne cenzurăm, nu aș recomanda să ai intimitate cu el la prima întâlnire. Mai ales, sunt foarte multe cazuri, știu că poate suna un pic clișeic așa pentru unii, dar dacă vii dintr-o pauză din asta foarte mare, da, în care nu te-ai întâlnit cu nimeni, poți să te duci în altă direcție, da. Să fie atracția foarte mare sexuală și nevoia, la urma urmei, dacă suntem oameni și avem nevoie. Dacă tu ți-l dorești pe termen lung, ar trebui să nu te duci în direcția respectivă atât de repede, ci să-ți dai un pic seama dacă este potrivit pentru tine. Noi de cele mai multe ori la prima întâlnire căutăm să arătăm cea mai bună versiune a noastră, să impresionăm persoana din fața noastră, dar uităm că trebuie să vedem dacă ne place cu adevărat de el. Adică nu te du atât de mult în a-l impresiona, ci mai degrabă caută să vezi dacă bărbatul sau femeia din fața ta se potrivește cu ce îți dorești tu de la un bărbat sau de la un partener în general. Pentru că dacă încerci doar să-l cucerești pe el, uiți partea în care stai să văd, da, mie îmi place de el, și ajungi mai încolo pe termen lung în relație când zici, da, parcă nu e ce-mi doresc eu bărbatul din fața mea, dar nici n-ai stat să te uiți dacă e ce-ți trebuie, pentru că tu erai prea prinsă în a-l cuceri pe el și în a-l face pe el să te dorească pe tine. Bun, deci revenind la întrebarea ta, aș zice la prima întâlnire, primul din lucrurile pe care să nu-l faci este să nu te axezi pe a-l cuceri pe el, ci pe a căuta dacă el are calitățile pe care tu le cauți într-un bărbat, unul la mână. Dacă mergem în partea asta din viața de zi cu zi, ar trebui să ne legăm și de felul în care ne îmbrăcăm la prima întâlnire, de felul în care ne exprimăm la o primă întâlnire, de unde alegem locația și așa mai departe. Adică sunt lucruri de bun simț și care arată totodată respectul pentru persoana cu care ești. Dacă într-adevăr îți dorești să fie ceva de termen lung, s-ar putea să fii atent și la detaliile respective și să nu
o duci la o plimbare în parc pentru că nu vrei să dai banii pe mai mult de atât și nu ți se pare că merită. Acum depinde de fiecare și de ce își dorește de la persoana pe care o are în față. Dar, aș mai adăuga aici, știi că se spune încearcă să fii tu, da? Să fii exact tu, autentic, da. Doar că aș cenzura un pic asta. Fii tu, dar nu tu ăla care stai acasă pe canapea să te uiți la un film, da? Și mănânci popcorn și bei suc. Nu, fii tu, o variantă cât de cât elegantă, pentru că, din nou, arată respectul pe care tu îl ai față de persoană cu care te-ai întâlnit. Da. Aș vrea cumva să mă leg de un pasaj care mi-a plăcut foarte mult în cartea aceasta, care cumva a fost atins și anume de mitul de la câta întâlnire ne dăm voie să facem dragoste. Și Matthew vine și spune că majoritatea cazurilor de care a auzit el sunt la a treia întâlnire, atunci puteți să faceți dragoste. Dar explică foarte frumos cum nu este vorba de un număr anume, ci este vorba de, ok, nu la prima întâlnire dacă tu nu cauți asta, dar foarte important este cum reacționează bărbatul la refuzul tău. În momentul în care el se enervează și insistă cu această nevoie, este clar că trebuie să fugiți. Îmi iau jucăria și plec. Exact. Exact. Este vorba... E destul de clar faptul că acel bărbat își dorește doar sex. Pentru că se pune problema cum îmi dau seama dacă este vorba de o relație de lungă durată sau mă vrea doar pentru o noapte. Și este foarte important să știm cum putem să refuzăm, pentru că un nu direct... Da, va respinge partenerul posibil. Exact. Da, ne va traumatiza, mai ales că noi suntem foarte sensibili pe zona asta. Refuzul, exact. Dar în momentul în care doamna, fata, femeia îi spune, și aici o să încerc să-l citez pe Matthew, o să încerc. Ești foarte drăguț, dar simt că mergem prea repede. Hai să ne mai vedem. Mi se pare o reacție foarte plăcută, decentă și spune, da, vreau, dar nu încă. Nu te resping, nu spun nu niciodată. Cine cu tine? Da. Corect. Dacă mai permiți o mică adăugire pe subiectul ăsta, nu de alta, dar Matthew chiar vorbește foarte frumos în carte despre sexul la prima întâlnire sau la a treia sau la a zecea. Și aș vrea să reiterez așa o discuție pe care o aveam noi doi la un moment dat. Cred că în 2023 putem să alegem să facem sex cam oricând ne dorim, pentru că suntem oameni liberi. Recomandat este... Într-adevăr, ca înainte să se întâmple această întâlnire, să se întâmple mai degrabă și o intimitate emoțională. De cele mai multe ori, ideal și minunat pentru o relație de lungă durată, ar fi ca această conexiune intimă, emoțională, să se întâmple înaintea actului sexual. Uneori, se întâmplă această conexiune chiar la prima întâlnire și atunci nu e absolut deloc în neregulă dacă alegem deliberat, frumos, să ne simțim bine, chiar și la prima întâlnire, dar de recomandat, repet, ar fi totuși să ne asigurăm că acea conexiune intimă există, ca să nu fim dezamăgiți ulterior. Da, până la urmă cred că ține și de anumite perioade, pentru că tu bine ai punctat, suntem în anul 2023, făcând așa o mică glumă, mi-aduc aminte de, să zicem, adolescența sau de tinerețea mea, lucru care s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă, așa, când nu se punea problema
la, cum spune Matthew Hase în carte, a treia, a patra, a cincea oară, ieșai și mai ales în parc, că nu prea aveai unde să te duci, așa, ieșai de 10, de 15, de 20, de 30 de ori cu prietena, da? Liviu, de ce bărbații dau bir cu fugiții și de ce este tot mai întâlnit fenomenul ghosting? Da, este o întrebare foarte bună. De ce dau bir cu fugiții? În principiu, bărbații nu prea știu ce își doresc în momentul de față, nu știu cum să abordeze situațiile și cea mai ușoară formă este fuga. Nu îți mai răspund, nu trebuie să dau explicații, să mă justific în vreun fel, să vin cu... Exact, pentru că nu mă simt potrivit să spun chestia asta. Așa că mai bine mă retrag. Nu mai spun nimic, nu... Pur și simplu mă retrag. Te rog. Totodată, în momentul în care ai de face cu un astfel de bărbat, trebuie să înțelegi din capul locului că nu trebuie să alergi după el, pentru că omul e laș, da? Adică nu te duce tu să-l cucerești, să faci tu pe Ecaterina nu știu care, da? Nu așa. Pentru că, e clar, noi femeile facem lucrurile despre noi. Dacă nu mă mai caută, e ceva defect la mine, înseamnă că eu nu sunt perfectă, înseamnă că eu nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor, pentru că dacă aș fi fost ca nu știu care și arătam într-un anumit fel și poate dacă eram mai frumoasă, mai deșteaptă, mai știu eu cum, m-ar fi căutat. Dar sunt și bărbați care s-ar putea să prins în perioada aceea vieții când pur și simplu vor să experimenteze, da? Deci sunt o grămadă, mai ales în perioada în care trăim noi, mulți. Nu-ți bate capul cu ei. Omul a venit la tine, a vândut gogoșica, ți-a spus povestioara, tu ai mușcat-o, ți-ai zis că vrea relație, că vrea ce-și dorește el pe termen lung și că vă se vede împreună cu tine și cu doi copii, dar el nu voia decât să experimenteze și să se ducă să-și vadă de viață în continuare. Așa că nu mai face lucrurile despre tine. Întrebarea ar fi, de ce trebuie să mintă? Minte tot din cauza faptului că femeia s-ar putea să refuze și atunci el spune, lasă-mă că dacă eu vin cu o chestie, da? Ea acceptă, pentru că dacă aș fi foarte direct și foarte franc și aș spune efectiv ce-mi doresc în momentul respectiv, s-ar putea să fiu refuzat. Tu vrei doar sex? Bun, atunci ne-am luat la revedere, pa și... Nu că s-ar putea să fii refuzat, ai toate șansele să fii refuzat, pentru că știi cum e, dacă vrei chiar și contactul intim, măcar învelește cumva povestea asta, știi, nu veni la... și îmi spune că eu vreau doar contactul intim. Adică e cumva lipsă de respect față și de persoana din fața ta, pentru că nu depui nici măcar minimul efort ca să ajungi acolo. Da, s-ar putea să nu funcționăm după. Dar dacă ai de-a face cu un bărbat care nu-ți mai dă explicații, nu mai sta să bați toapa în piu că îl convingi tu pe el să se întâmplă la tine. Nu. Ce mai vrem să mai adaug, este foarte important să înțelegem că în cazul de ghosting, mai există și ideea că noi ne-am vorbit online, am stabilit niște chestii și clar că motivul pentru care eu vreau să vin la date este pentru că îmi place fizic de tine. E, Matthew mai spune aici foarte frumos cum face diferența între atracție fizică și arousal, da? Faptul că mă atrage sexual sau acea chimie, da? Ok, îmi place de tine, ești minunată în fața unui ecran, dar în momentul în care mă întâlnesc cu tine, nu mișcă nimic în mine. Și atunci, ok, felul în care o face bărbatul acela nu este ok. Ar fi foarte ok să dea o explicație, dar îi este teamă de a-i se cere mai multe explicații și de a nu oferi, domne, nu-mi place de tine. Nu, exact. E, în situația asta, el o să evite orice fel de durere de cap, mai bine mă duc eu, nu-i mai răspund. Exact. Și mai este încă o situație explicată în carte, în care el se simte intimidat de
parteneră, de posibilă parteneră, pentru că arată foarte bine, este foarte inteligentă și el nu se vede de demn de ea. Și atunci o să aplice ceva de genul, decât să mă respingi tu pe mine, decât să mă abandonezi tu pe mine, mai bine ies eu cu fața curată. Corect, corect, așa este. Aș vrea să adaug un singur element. Într-adevăr, poate bărbații dau bir cu fugiții, dar cred că deopotrivă femeile fac la fel. Adică fenomenul ăsta de ghosting este totuși ceva nou și trebuie să ne raportăm cu, la el cumva nu doar prin prisma masculină, ci și prin prisma feminină. Și cred că, dincolo de orice, are legătură cu dezvoltarea datingului online și modul în care vremurile noastre ne arată într-o altă formulă, pentru că, într-adevăr, spuneai foarte bine, în momentul în care ne întâlnim online, ne creăm un profil idealizat și atunci când îl vedem față în față, fie suntem dezamăgiți, fie suntem intimidați. Într-adevăr, aplicațiile online sunt minunate și ne-au ajutat să ne conectăm și au dărâmat poate munți și granițe și vămi și așa mai departe. Ne-au ajutat să ne întâlnim, ne-au ajutat să ne conectăm, însă nu pot spune că ne-au ajutat să ne și iubim mai mult. Pentru că iubirea, conectarea, acea emoție, intimitate despre care vorbeau și colegii mei, se întâmplă cu răbdare. Iar ghosting-ul este fix opusul răbdării. În felul ăsta, uite, mi-ai răspuns și la următoarea întrebare. Întrebare legată de ceea ce presupune datingul online și de platformele de dating online. Reprezintă ele, sau platformele de dating online și rețelele, putem include și rețelele de socializare, exact. Ele reprezintă un avantaj, sau reprezintă o capcană? Ai spune că reprezintă un avantaj dacă stai să te gândești la faptul că părinții noștri nu aveau aceste posibilități, să le spunem, oportunități de a se conecta. Unde? La servici, da? Corect. Sau la un ceai, sau, da? Corect. Ori acum există așa ceva și cu toate astea, poate că există un anumit risc. Corect. Mi se pare foarte pertinentă întrebarea ta. Aș spune că rețelele de socializare, datingul online, aplicațiile, au un pic de avantaj și un pic de capcană. Pe de o parte, spuneam, ne-au ajutat să ne conectăm și ne ajută să ne găsim foarte ușor, chiar dacă suntem uneori chiar pe continente diferite. Pe de altă parte, ele sunt, din punct de vedere psihologic, un afront la stima de sine. Cumva există o presiune socială ca în aceste rețele să fim într-o formă idealizată. Iar în momentul în care ajungem să avem contactul, să ne conectăm, să ne vedem cât de frumoși suntem, cât de autentici suntem, nimic nu mai este suficient de frumos. Suntem foarte dezamăgiți în primul și în primul rând de noi înșine. Și ăsta este cel mai puternic afront la stima de sine. De aia este poate principalul motiv pentru care eu recomand această carte, pentru că este mult, mult despre autenticitate. Și în al doilea rând, a doua capcană, este cea pe care o menționam legată de răbdare. Relațiile de mai lungă durată, de mai puțină durată, până la urmă nici măcar nu contează, suntem liberi, suntem maturi, suntem liberi să facem ce ne dorim, totuși toate necesită blândețe, curiozitate, răbdare, asta înseamnă până la urmă o conexiune, explorare, e o conexiune de care fiecare dintre noi avem nevoie, așa suntem construiți biologic și neuronal. Pe de altă parte, capcana acestor aplicații online este legată de faptul că e într-o formă sau alta un afront la blândețe și la răbdare și la curiozitate, pentru că se creează această plajă imensă de pretendenți, care este până la urmă un miraj. Că tu ești în aplicație, vezi o persoană care parcă e drăguță, dar pe urmă mai vezi că mai ai 100 de like-uri lângă, zici, a, e o grămadă de pește în baltă. Și atunci, din acest miraj, ne dăm seama că noi practic anulăm foarte multe persoane care de fapt ne-ar fi compatibile și extraordinar de frumoase ca pereche în cazul în care am avea răbdarea, puterea și curiozitatea să le întâlnim. Se pare că ne place foarte mult. Eu așa am presupus. Ce aș vrea să completez ar fi că dacă este să ne uităm un pic în urmă, în
noi, ca și oameni, trăiam în comunități destul de restrânse. Și acolo varianta de dating era una, două, maxim trei. Și nu prea aveam noi de ales, era ales pentru noi. Și pe plan social, cine cu cine poate să fie. E, lumea nu era stresată în alegerea unui partener în momentul acela, pentru că nu se punea problema de ales. Acum, din trei variante, patru maxim, avem mii. Și întotdeauna, în a alege pe un raft din patru produse, ne este relativ ușor, dar dacă punem pe raftul acela 1000 de produse, deja lucrurile devin foarte anxiogene. Avem o anxietate în a nu alege pe cel corect. Dacă nu l-am ales, păi din 1000 de persoane avem mulți, mulți de încercat să vedem care este the one, alesul nostru. Și toată ideea este că, într-adevăr, online-ul ne ajută foarte mult, dar ne și anxietează extrem de mult. Okay? Pentru că avem, ne spunem noi, nouă înșine ne spunem, poate că următoarea. De ce să mă opresc la respectivul dacă am șansa să găsesc atât de mulți parteneri? Cătălina, cum își mărește, să spunem, o femeie șansele de a găsi partenerul potrivit și ce ritualuri adaugă în rutina zilnică, pentru că vorbește la un moment dat Matthew Hussey despre acest lucru. Una este să te întâlnești, să spunem, cu trei bărbați într-un an de zile și alta este, nu știu, 10, da? Dacă e ca o proporție matematică, șansele sunt mai mari cu fiecare date și mai ales ce locuri, pentru că el vine și spune acest lucru, iarăși demontează un mit, că, nu știu, bărbații cei mai de calitate, cei mai buni, se găsesc în anumite locuri. Nu există locuri speciale. O să întâlnești un astfel de bărbat care să împărtășești, să spunem, aceleași valori la sala de forță, că tot te duci la sală, așa, sau pentru altcineva, poate în bibliotecă, sau într-un magazin, într-o cafenea, și hai să ne uităm până la urmă la, nu doar la literatura de specialitate, până la urmă și la filmele de box office, filmele americane, comediile romantice, când cei doi protagoniști, nu știu, se întâlnesc banal într-un, se ciocnesc practic unul de altul într-un banal magazin. Da, se ciocnesc, dar este foarte important ce fac după ciocnire. Că dacă s-au întors cu spatele și au plecat unul într-o parte, celălalt în altă parte, se termină filmul. Deci e foarte important să fim cât mai sociabili, să putem să discutăm și cu, exact cum spuneai, cu barista, să-l întreb. Și Matthew spune foarte frumos, ok, cum ce faci în weekend? Cum ți-a fost weekendul? Cum e ziua ta? Sunt întrebări pe care ar trebui să le punem cât ori mai multe persoane în ideea în care nu să intru la date, dar să-mi antrenez mușchiul social și a fi confortabil cu respingerea. Da? Okay. Îmi place foarte mult ce a spus și chiar pe asta m-aș lega în primul rând. Aș căuta să găsesc o variantă a mea în care să reușesc să port o conversație, dar fără să am trac, fără să-mi fie teamă, fără să-l poziționez deja pe celălalt mai sus decât mine. Pentru că de cele mai multe ori noi, când vrem să discutăm cu cineva, vrem să discutăm cu cineva de care ne simțim atrași. Și dacă eu mă simt atrasă de tine, da, și din start te-am poziționat mai sus, s-ar putea să încep să mă bâlbâi, s-ar putea să nu știu ce subiect să abordez, s-ar putea să mă gândesc prea mult cum să te impresionez pe tine. Da, și în primul rând aș căuta exact să discut cu cât mai multe persoane, să am un obicei de a purta o conversație fără să poziționez persoana respectivă mai sus decât mine, de la egal la egal, indiferent pe cine am în față. Că e președintele Americii, că e papa, că e un gunoier, da? Nu contează, eu să am capacitatea să port o discuție.
Pe lângă asta, aș merge în locuri în care pot întâlni parteneri sau partenere care au aceeași viziune ca și mine, da? Adică, dacă eu sunt o persoană care, nu știu, căruia îi place să călătorească foarte mult, nu cred că m-ar ajuta să intru într-o relație cu o persoană care e foarte axată să stea acasă, să domestică, da. Drept urmare, aș intra pe grupuri unde sunt persoane cărora le plac călătoriile și, slavă Domnului, cum vorbeam mai devreme de relații, de rețelele de socializare, ne ajută enorm de mult în sensul că putem găsi persoane care sunt interesate de aceleași lucruri ca și noi. Pe lângă asta, aș încerca să, dacă îmi doresc o relație, da, să fiu mai sociabilă, să ies din casă, pentru că oricât ți-ai dorit un partener sau o parteneră, dacă stai acasă pe canapea și aștepți să-ți intre pe ușă, s-ar putea să fie doar curierul. Și nu știu câte șanse ai să te îndrăgostești de curierul tău. Drept urmare, ar trebui să mai ieși un pic din casă. Asta o spun eu, nu știu ce spun eu. Ai mai auzit-o, nu? Probabil și eu am auzit-o. Drept urmare, aș căuta să ies un pic din casă, să mai ies cu prietenii, să, dacă efectiv nu-mi place să ies, nu știu, în cluburi, la terase, în locuri de genul acesta, mai bine ții și un cățel, da? Și în fiecare dimineață trebuie să ieși să plimbi cățelul și seara și ai șanse să întâlnești persoane care au cățel și de care chiar să-ți placă și cu care să creezi conexiuni. În momentul în care îți dorești să ai un partener sau o parteneră, caută să-ți lărgești aria din care poți alege persoanele respective. Exact cum ziceai tu, dacă ai de ales între trei persoane, colegul de muncă, curierul și poștașul, nu știu, asta mi-a venit acum, s-ar putea ca niciunul dintre cei trei să nu ți se potrivească și dacă se potrivesc doar pe jumătate. Drept urmare, lărgește-ți un pic orizonturile și mergi în zone unde ai putea întâlni persoane cu care chiar să fuzionezi. Ce aș putea să adaug la ce au spus colegii mei, pentru că au descris foarte, foarte frumos, poate una dintre cele mai frumoase abilități pe care le putem dezvolta acum, și mă refer la reziliență relațională. Reziliența relațională este exact ce au spus colegii mei, curajul de a vorbi de la egal la egal, drumul nostru către atașamentul nostru sigur, stima de sine, modul în care ne raportăm la ceilalți, ca pur și simplu fiindu-ne egali. Dragii noștri, dacă nu mai aveți alte completări, așa putem să stăm până mâine să mai discutăm, da? Și poate sunt și întrebări din public. Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l, volumul semnat de Matthew Hase, așa cum spuneam, expert în dating și relații. Sfaturile lui pot fi găsite și nu numai în această carte, dar și pe filmulețele pe care el le are pe YouTube și pe rețelele de socializare. Vă mulțumim invitațiilor noștri, Alexandra Năstase Popa, psiholog, psihoterapeut, Cătălina Manole, consilier în relații de cuplu, și Liviu Elefterie, psihoterapeut și cofondator la Psycho Evolution. Un subiect frumos, un subiect interesant, închei cu mesajul de a citi această carte, care ne ajută. Este o carte, și cu Alexandra am mai discutat în alte rânduri, pe la emisiunile pe care am fost invitați, este o carte nu doar pentru femei, este o carte de citit și pentru bărbați, pentru că, așa cum spune Matthew Hasey, descoperă secretele minții masculine, citind această carte poți să-ți dai seama și să descoperi și secretele minții feminine și ce-și doresc până la urmă femeile de la bărbați și viceversa. Și este o carte nu doar pentru cei care își doresc o relație, pentru că titlul ei este Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l, ci și pentru, așa cum am spus la începutul lansării, pentru cei care vor să-și îmbunătățească relația de cuplu. Și Matthew Hasey vine cu multe informații, spun eu, folositoare, multe informații utile. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm mâine, tot aici, la standul editurii Herald, pentru următoarele evenimente.